Numele așezării înseamnă în limba dacă orașului Zuro. Despre situl descoperit în urmă cu 9 ani, arheologii aveau doar date vagi, culese din literatura de specialitate. O listă a monumentelor istorice din 2004 vorbea despre un sit paleolitic, însă nimic despre vreun trib dacic. Este posibil, într-adevăr, ca ceea ce am descoperit noi aici să fie, de fapt, antica Zurobara. Avem daci aici, în zona de câmpie. Drept este că sunt puțin altfel decât cei din munții Orăștie și este și normal. Sunt mai aproape de sarmați, sunt mai aproape de romanii de la Dunăre. Situl de formă triunghiulară întins pe 4 hectare și jumătate era înconjurat în mare parte de râuri. La nord și la est, unde nu erau ape, erau săpate două canale, un soi de baraje artificiale împotriva eventualilor invadatori. Descoperirile de anul acesta sunt cele două gropi dacice ritualice, unde veți putea vedea distribuite vase atât întregi cât și întregibile și cel mai mare complex de anul acesta, o locuință de prima epocă a fierului. Printre artefactele scoase din pământ sunt cupe de băut, oglinzi din bronz și un manșun sculptat în os, prelucrare deosebită pentru acea vreme. Descoperirile i-au făcut pe arheologi să presupună că se află în incinta unei zone sacre, mai ales că până acum nu a fost găsită necropola așezării. Specialiștii care lucrează la situl de la UNIP estimează că vor lucra mulți ani, având în vedere valoarea așezării scoase la lumină.